Secretul vieții nu este să ai tot ceea ce îți dorești, ci să îți dorești tot ceea ce ai. Dar cum oare ai putea să nu îți dorești tot ce vezi în showroom-ul Pushei Hack, o pasionată colecționare de obiecte de artă și mobilier? Cum să nu te ademenească toate bijuteriile exotice aduse de pe continentul magic și misterios al Asiei? Obiecte uimitoare pe care le-am descoperit cu ocazia aniversării a 10 ani de existență pe piața românească a brandului de decorațiuni interioare înființat de Pusha Hack. Pentru că ne trebuie un cămin, nu doar o locuință, pentru că sufletul are nevoie de incursiuni exotice în paradisuri uneori imaginare, tot mai mulți români capătă gustul mobilierului asiatic. De 10 ani încoace, Pusha Hack aduce pasiunea și magia Asiei în casele românilor. A început explorarea Indiei în 2003. A continuat apoi cu China, Vietnam, Indonezia, Laos, Malaezia, Filipine, Singapore. Sunt țările pe care le străbate și acum, în căutarea acelor piese originale, ieșite din tipare, care au în spate câte o poveste îndepărtată. Bună seara, felicitări pentru evenimentul din seara aceasta și felicitări pentru felul în care arată expoziția pe care ați organizat-o. Arată ceva mai simplu și față de zilele obișnuite, deoarece a trebuit să scot foarte mult din piesele pe care le aveam ca să acomodez persoanele care vin. În general avem spațiul încărcat, poate chiar supraaglomerat, cu piese senzaționale, cu piese minunate. Problema este într-adevăr lipsa spațiului, este foarte greu să expui și să prezinți lucruri de genul acesta. Însă, în curând, deschidem într-un depozit apropiat, aici în zonă, mai deschidem un ce numim noi Furniture Village, ca să se înțeleagă un sat așa de produse de mobilier și un fel de outlet exotic. Acolo vor fi mai puțin aranjate ca aici, deci practic piesă lângă piesă, exact așa cum câteodată le găsesc eu în anumite depozite. Și oamenii pot să vadă produse din povești diferite, din țări diferite, care locuiesc și care conviețuiesc și care stau una lângă cealaltă, dar care sunt atât de frumoase încât parcă te invită să le iei acasă. Deci oamenii în general, eu abia acum de câteva zile am organizat acest spațiu și persoanele pe care le-am dus sunt copleșite, ar vrea să-și ia toate piesele acasă. Ideea este cum le organizez, unde le aranjez, deci este un pic complicat. Regina acestui palat exotic ne-a vorbit și despre apartamentul ei cu două camere din București, în care se regăsesc, evident, foarte multe piese exotice. Nu sunt obiecte scoase în serie, nu sunt fabricate de mașini. Sunt piese lucrate cu migală, cu sudoare și dăruire de oameni a căror existență nici nu o bănuim. Oameni pierduți de multe ori în câte un atelier obscur sau în câte un colț îndepărtat din sălbăticie. Tot ce este adus de Pusha Hack transmite o anumită stare, transmite energiile invizibile ale naturii. Noi aducem și piese mici care se pot integra, deci am piese mari pentru vile mari, pentru sigur pentru cei care își permit să locuiască în afara Bucureștiului sau în zona de munte sau pentru cei care fac pensiuni sau hoteluri sau au astfel de proiecte, dar pentru mine cel mai important este clientul, să spun, care locuiește la bloc. Până la urmă, cei mai mulți dintre noi locuim la bloc, deci ar fi absurd ca eu să aduc niște lucruri care să nu se potrivească la noi. Tu trebuie să ai puțin curaj. Deci puțin curaj. Nu văd scaunul acesta, de ce nu s-ar potrivi la bloc? Sau în spatele nostru avem un set de 3 măsuțe care intră una sub alta. Deci tocmai asta este ideea, da? Să găsim loc și să avem curajul să integrăm în locuințele noastre de la bloc, pentru că și ele pot fi frumoase, chiar dacă blocurile astea sunt cam urâte. Obiectele de artă unice, alese din suflet și împodobite cu detalii spectaculoase, mobilierul din lemn masiv și finisajele elegante, realizate din piele, material textil sau chiar metal, i-au încântat pe cei prezenți la evenimentul aniversar.
La sărbătoarea organizată de colecționară au venit cu drag vedete autohtone, printre care Cătălin Botezatu și Adina Buzatu, dar și reprezentanții ai casei regale române, oameni de afaceri, ambasadori și diplomați. Eu, întâmplător, am făcut și design. Și dacă ar fi să fac o comparație, doamna Pușa Hac reprezintă profunzimea frumosului, a echilibrului, tot ce este frumos și ieșit din comun, care îți atrage atenția. Orice alege Pușa Hac este ceva ieșit din comun, dar niciodată nu se duce în zona spre nici măcar o mică tentație, o mică senzație, să aibă măcar o singură dată o eroare spre kitsch sau așa ceva. Deci totul este echilibru, totul este frumos, totul este liniștitor și știe să îmbine permanent vechiul cu noul, cu actualul și găsește acea artă din zona asiatică, din zona Orientului, o găsește face alegerea cea mai potrivită în contextul actual românesc. În câteva țări am fost, în zona asiatică și în Orient, și într-adevăr ea, Pușa Hac, a luat ce este spuma, să spunem, ce este cel mai reprezentativ pentru fiecare țară, Pușa a adus aici în România. În zona tradițională apreciez cel mai mult. Asta este zona care îmi place cel mai mult mie. Deci zona tradițională, dar mai spre clasic. Și are atâtea lucruri, atâtea obiecte, atâtea exemple ale culturii țărilor respective, în care într-adevăr te face să pleci supărat de aici, că nu poți să iei decât una sau două, nu poți să pleci cu toate acasă, că nu ai avea, chiar dacă ai avea bani, nu ai avea unde să le pui. Doamna Pușa Hac este un ambasador recunoscut încă din 2010 de către corpul diplomatic străin. Ea reprezintă România, acolo unde s-a dus la partenerii ei de afaceri din toată Asia, din tot Orientul. Nu au venit niciodată semnale negative, ci totul este la superlativ, totul este pozitiv. Toți ambasadorii, toate personalitățile fiecărei țări unde a participat Pușa Hac, au venit numai semnale extrem de pozitive, că România a fost reprezentată foarte bine și Pușa Hac nu are o relație comercială și atât. Pușa Hac se duce și prezintă România, prezintă China în România, prezintă Coreea în România, prezintă toate țările din zona aia, le prezintă în fața poporului român și noi atunci putem să facem comparații, putem să strângem noi legături și este persoana care, dacă bați la ușa ei, permanent este deschisă să te ducă în țara unde a fost, să te prezinte și să facă și alții acele relații economice care dumneavoastră îi aduce profit, dar cel mai mult aduce României profit prin schimburile culturale, prin experiențele care le prezintă dumneavoastră în zona asiatică și a Orientului și toate poveștile frumoase ale României sunt prezentate în țările respective și schimburile acestea, schimburi culturale în special, deci au un rol fenomenal și Parlamentul României este absolut normal să susțină asemenea relații și asemenea personalități care pentru România putea să plece oriunde în lume și să rămână acolo. Cum mulți dintre noi suntem obligați, mulți dintre românii patrioți au fost obligați, situația financiară sau anumite presiuni asupra lor, conjunctural apărute, deci au făcut să plece. Doamna Pușa Hac a luptat și a încercat aici să facă ceva frumos și să promoveze România în lume și țările din toată lumea în România. Ian Jianwu este consilier cultural la Ambasada Chinei la București. A studiat filologia română la Beijing și este impresionat de colecția inedită de frumos adunată de Pușa Hac. S-a simțit aici ca acasă. Intrând aici, m-am simțit că am ajuns în Asia, în China. Și îmi place mobilierul
cumpărată din Asia și parcă am ajuns acasă. Se aduc și contribuții la cunoașterea civilizației asiatice și chinezești și vreau să-i felicit și eu. Ian Jianu nu este pentru prima dată în România. Și-a dat seama în timp câte lucruri avem în comun, iar limba română o vorbește cu mare ușurință și naturalețe. Eu m-am ocupat cu relațiile culturale dintre China și România. Am activat în acest domeniu de 30 de ani. Am simțit foarte multe puncte comune între cele două națiuni. Când stăm împreună cu colegii români, uneori uităm că suntem străini. E un sentiment ciudat. Pe limba chineză mă numesc Yan Jian Wu și scrie Yan Jian Wu. Și ca să țină minte prietenii români de numele meu, le spun Yan Gurjianu, hai tu cu român. Întâlnirea dintre România și Asia a adus la un loc persoane care sunt interesate de frumusețile acestei lumi.